Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou minut de conștientizare. Ați văzut că acum am intrat așa în chiar minuturile de conștientizare pentru cei care vor să afle greșeala pe care au făcut-o în viața trecută. Și pentru că am rămas la cei născuți în data de 5 sau varianta în data de 27, ce să vezi, voi aveți tendința, sau a doua voastră natură este, constă mai exact în a nu vă înțelege foarte bine cu tatăl vostru. Practic, greșeala pe care ați făcut-o este trădare de tată, aducerea acestuia suferințe destul de grave. Ce aveți tendința să faceți în viața aceasta dacă picați în a doua voastră natură? Să aveți o relație nu tocmai bună cu tatăl. Acum poate mulți dintre voi o să veniți să-mi spuneți, da, mă înțeleg foarte bine cu tatăl meu. Ar fi bine, pentru că asta ar însemna că nu-ți repeți karma, dar poate ar fi bine în același timp să te întreb ce înseamnă mă înțeleg bine. Pentru că pentru foarte multe persoane o relație bună înseamnă că nu mă cert. Adică facem cumva comparația asta, am o relație bună pentru că nu mă cert cu mama sau cu tata în cazul de față. Asta nu înseamnă că este o relație bună. Comunici cu el. Cât de deschis te simți față de el? Asculți de sfaturile lui? El se simte trădat de tine? Trădarea în așteptare, nu neapărat nu știu ce trădare. Sau ai tendința să-l dezamăgești în această viață? Așadar, dragilor, voi cei născuți în 5 și în 27, care este relația cu tatăl vostru? Vă doresc spor la conștientizare.